De curând am început un studiu biblic duminică dimineața despre focul Duhului Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt din lume, din epoca în care noi trăim. Așa multe confuzii se nasc din tot felul de treziri, tot felul de manifestări pe care le găsim astăzi în lumea creștină, mai ales în cea carismatică. Așa că confuzia aceasta se mărește parcă pe zi ce trece și este nevoie de mai multă lumină din Cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Tema din această dimineață am numit-o ungerea supranaturală. Termenul acesta de ungere este foarte folosit astăzi în prezentările pe care le fac bisericile pentecostale, în discursul bisericii pentecostale și a bisericilor carismatice. Toți vorbesc despre ungere divină, ungere divină. Aș vrea să încep cu două versete, practic două citate, un verset din Biblie, din Apostolul Pavel, care spunea: eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Deci umanul, omul Pavel era slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. El spunea: n-am venit cu omenesc, n-am venit la voi cu înțelepciune, n-am venit la voi cu arta vorbirii să vă conving, ci am venit la voi cu dovada dată de putere, de Duhul lui Dumnezeu. A.B. Simpson, care a fost fondatorul bisericii Christian Missionary Alliance, și-a trăit între 1843 și 1919, a spus lucrurile acestea care au devenit celebre. Niciun om nu este adecvat nici pentru cea mai umilă slujire în Biserica lui Dumnezeu până când nu primește botezul divin al Duhului Sfânt. Mama are nevoie de el în locul în care își crește copiii, învățătorul de la școala duminicală în clasa lui, predicatorul la amvon, câștigătorul de suflete în discuțiile lui cu cel care îi pune întrebări și sfântul aflat în slujirea prin rugăciune în cămăruța lui tainică. Nu există vreun adevăr care să aibă mai mare nevoie de accentuare în această epocă a istețimii și a autosuficienței omenești decât necesitatea imperativă a botezului în Duhul Sfânt ca premiză a oricărei lucrări creștine eficiente. Trebuie să stăm în așteptare înainte de a porni. Citatul acesta al lui Simpson a devenit celebru pentru că el concentrează dintr-o dată acest imperativ extraordinar a oricărui creștin de a fi botezat cu Duhul Sfânt, de a primi această ungere de la Dumnezeu. Termenul acesta, spuneam că este foarte folosit în discursul, în limbajul pentecostal și carismatic și el se referă în primul rând la umplerea cu Duhul Sfânt. Ungerea divină se referă la umplerea cu Duhul Sfânt. Se referă apoi la cercetarea sau prezența Duhului Sfânt în viață și lucrarea credincioșilor. Se referă la prezența și exercitarea unor daruri spirituale și supranaturale. Întotdeauna a fost o ungere specială peste fratele, nu, care s-a rugat, prin care Dumnezeu a făcut minuni, o ungere de la Domnul. La predicarea însoțită de autoritatea Duhului Sfânt. Auzim o predică și spune: asta într-adevăr a fost unsă de Duhul Sfânt, a avut o ungere specială predicatorul astăzi. Sau chiar la prezența elementului profetic. A avut loc o prorocie, o lucrare profetică și spunem asta a fost o prezență a ungerii Duhului Sfânt între noi astăzi la serviciul bisericii. Ei bine, ungerea aceasta divină, despre care o să discutăm în primul capitol, dacă vreți să punem așa din predica mea,
În al doilea o să discutăm despre manifestările ungerii divine și în final despre falsificarea ungerii și o să avem câteva sfaturi practice cum să ne ferim de falsuri, cum să cunoaștem falsurile și mai ales cum să ne ferim de ele. Primul lucru care vreau să-l subliniem în dimineața aceasta este că la toate trezirile spirituale care au avut loc, marea trezire spirituală din America, din timpul lui Jonathan Edwards, de exemplu, apoi trezirea spirituală de la Azusa Street, toate celelalte care au venit după aceea, toate au cunoscut o revărsare a Duhului Sfânt peste audiență, peste oamenii care au venit să se întoarcă la Dumnezeu. După trezirea de la Azusa Street și mișcarea carismatică, au urmat o serie de treziri spirituale remarcabile, nu numai în America, dar peste tot în lume. De exemplu, se vorbește foarte mult despre America Latină și America de Sud, care pur și simplu, dintr-un continent eminamente catolic, au devenit acum un continent pentecostal și carismatic. Până și catolicii din America de Sud, majoritatea dintre ei sunt carismatici. Preoții catolici și-au pus întrebarea logică, de ce nu mai vin credincioșii la noi la biserică și de ce se duc la pentecostali? Păi ăștia cântă cântări foarte dinamice, cu mult foc și cu mult entuziasm. Predică cu multă pasiune și dăruire Evanghelia. Și ei au spus, domne, dar de ce nu putem să facem și noi asta? Ia duceți cărțile lor de cântări la noi. Și au împrumutat și au luat toate cântările pentecostale și carismatice, le-au introdus în bisericile catolice și au început să cânte ca și pentecostalii. Au început să predice ca și pentecostalii, a venit Duhul Sfânt peste ei și astăzi bisericile catolice din America de Sud sunt pline de oameni botezați cu Duhul Sfânt. Țin minte că anii trecuți, cu niște prieteni, am fost într-o întâlnire așa a vechilor prieteni de altă dată, la Cancun, și doi au hotărât că ei duminica se duc la biserică. Ăștia nu erau pastori, așa, și le-a venit să meargă la biserică. Eu am zis, eu am venit să mă odihnesc aici. Au găsit o biserică pentecostală, au întrebat unde este o biserică pentecostală și era goală. Necăjiți s-au întors de acolo și au găsit o biserică catolică și au auzit cum cântă ea și au intrat înăuntru. Era arhiplină, cântau, băteau din palme și se bucurau în Domnul. America de Sud, deci, și America Latină au fost marcate de o mișcare pentecostală și carismatică extraordinară. Africa, la ora actuală, am putea spune că este un continent al Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt astăzi pe continentul african este un lucru absolut remarcabil, puțin cunoscut de noi, pentru că, știți, media din America mai degrabă povestește nenorocirile ce se întâmplă în lume decât lucrurile bune. Apoi au apărut o serie de curente carismatice, unele dintre ele foarte bizare, foarte ciudate. Am să amintesc câteva, de exemplu, Word of Faith sau Mișcarea Credinței, Biserica Vineyard, condusă de John Wimbler, apoi a urmat Toronto Blessing, asta s-a întâmplat în Canada, care s-a răspândit peste tot pormă în lume, Râsul Sfânt, trezirea de la Pensacola. Și mai recent este Jesus Culture, a lui Bill Johnson, o mișcare care influențează foarte mult mișcarea carismatică contemporană. Toate mișcările acestea, toate aceste treziri spirituale au fost marcate de semne și minuni, de intervenții miraculoase ale Duhului Sfânt. Ungerea Duhului Sfânt s-a manifestat printr-o serie de miracole și de minuni care s-au întâmplat. Mișcările pentecostale și carismatice predică, cred și experimentează intervenții miraculoase a lui Dumnezeu în timpul serviciilor lor. Gândiți-vă numai la campaniile de evangelizare din Africa, din India,
de exemplu, unde sunt înregistrate foarte multe minuni și mai ales învieri din morți. În India, de exemplu, în ultima vreme sunt înregistrate destul de multe învieri din morți, pur și simplu, lucru care fac și care duc la convertiri extraordinar de mari în rândul indienilor. Cruciadele lui Richard Bonke din Africa și a multor altor evangheliști astăzi sunt însoțite de semne și minuni, de semne și minuni. Acum, toate aceste manifestări divine, nu, ale ungerii divine, ar trebui întotdeauna verificate dacă sunt autentice sau nu. Ar trebui de fiecare dată când suntem în prezența unei minuni sau auzim despre o minune care a avut loc, să punem câteva întrebări. Numărul 1. Este Hristos și lucrarea sa răscumpărătoare de la cruce centrul acelei lucrări sau nu? Dacă observați, la Rusalii, Duhul Sfânt de la Rusalii, întotdeauna îl pune pe Hristos în centru. Lucrarea crucii este mesajul central al predicării de la cincizecime. Deci întotdeauna, care este centrul lucrării respective, a campaniei respective, sau dacă vreți, a ungerii divine care a venit în momentul respectiv, este Hristos sau nu centrul ei, sau este altceva? Apoi, lucrarea Duhului întotdeauna acționează clar împotriva împărăției întunericului și a păcatului. Este mesajul clar împotriva diavolului, împotriva împărăției întunericului și a păcatului sau nu? Apoi, în al treilea rând, Duhul Sfânt îi întoarce pe oameni la Scripturi, să o iubească și să o asculte. Este lucrarea respectivă o lucrare care te îndeamnă să cercetezi Scripturile, care te îndeamnă să iubești Cuvântul lui Dumnezeu? Și ultimul lucru care îl menționez, Duhul Sfânt îi conduce pe oameni la pocăință adevărată și la dragoste de frați. Ce se întâmplă în urma manifestării acelei ungeri supranaturale? Oamenii se pocăiesc cu adevărat? S-au întors de la păcatele lor? Se iubesc unii pe alții, trăiesc în dragoste sau nu? Acestea sunt câteva criterii prin care putem verifica dacă ungerea respectivă sau manifestarea Duhului Sfânt este autentică sau nu. Vom discuta în al doilea rând despre manifestările ungerii divine. Și primul lucru care vreau să-l menționez aici este ambalajul darului divin. Țineți minte că la cincizecime, nu, a venit un vâjit de vânt puternic. Peste fiecare dintre cei 120 au coborât niște limbi ca de foc, nu peste fiecare. Cei 120 au vorbit în limbi diferite. A fost o stare euforică peste toți cei prezenți, că oamenii i-au suspectat că sunt beți. Nu întâmplător i-au suspectat, nu numai că îi auzeau vorbind ceva care nu înțelegea nimeni, nu înțelegeau toți, ci i-au suspectat pentru starea aceea euforică în care ei se găseau. Apoi, cu altă ocazie, s-a profețit, au prorocit atunci când a venit Duhul Sfânt și casa s-a zguduit ca la un cutremur. O altă manifestare o găsim când păcătoșii se întorc la Hristos în foarte mari mulțimi. Cu o mai multă putere vizibilă ca oricând. Ceva se întâmplă să convertesc oamenii în masă la Dumnezeu și se întorc la Hristos. Apoi, faptul că păcătoșii s-au pocăit în mari mulțimi mai mult decât oricând. Nu?
Convertirile s-au petrecut deodată, pe neașteptate, și au avut un impact major în viața socială, cetăți întregi, orașe, și apoi tot Imperiul Roman a fost afectat de aceste întoarceri la Dumnezeu în urma lucrării Duhului Sfânt. Bineînțeles că Evanghelia s-a răspândit cu mare repeziciune și cu mare progres, lucru care numai Duhul Sfânt putea să-l facă, și în ultimă instanță multe vindecări divine, chiar spectaculoase, prin prezența apostolilor, atunci când se roagă și își pun mâinile peste cei bolnavi. Acestea sunt semnele, semnele ungerii divine, semnele prezenței Duhului Sfânt. Dacă vreți, ăsta este ambalajul în care vine Duhul Sfânt. Acum noi, oamenii, suntem însă foarte induși în eroare de ambalaj. Suntem fascinați de ambalaj, nu? Și ar trebui să fim foarte atenți, nu neapărat cum se manifestă Duhul Sfânt e important, ci să vină Duhul Sfânt. Nu modul în care El se manifestă. Ungerea divină este importantă, nu manifestările ei umane. Avem tendința să identificăm prezența Duhului Sfânt după manifestări. A fost așa o prezență a Duhului Sfânt, am tremurat când a venit Duhul Sfânt, nu? Jumate din biserică au vorbit în alte limbi. Și atunci noi atribuim, de fapt, meritul manifestărilor Duhului Sfânt și nu Duhului Sfânt care este prezent. Duhul Sfânt este Dumnezeu, El este suveran. El hotărăște cum se manifestă atunci când vine peste cineva. Dar noi suntem fascinați de ambalaj și aproape că nu primim darul Duhului Sfânt dacă nu ne-l dă Dumnezeu în ambalajul în care îl vrem noi. Știți că manifestările astea se pot falsifica? Când noi ne-am întors la Domnul familia noastră și Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt pe mine, pe tatăl meu, familia noastră, a început să meargă la rugăciune și bunicul meu. Și bunicul meu așa se ruga: Doamne, vreau să vorbesc și eu în alte limbi ca frații mei. Deci bunicul era fascinat de vorbirea în alte limbi, de manifestarea Duhului Sfânt și nu de Duhul Sfânt. Noi suntem fascinați de darurile Duhului Sfânt, de manifestările Duhului Sfânt și de aceea vreau să vă spun că aceste manifestări de cele mai multe ori se pot falsifica. Din păcate, o bună parte din mișcarea noastră pentecostală, aș avea curajul să spun, știu că este scandalos ceea ce spun acum, dar asta este adevărul, oamenii n-au primit niciodată Duhul Sfânt, ci au învățat să vorbească în limbi de la alții. Au învățat câteva cuvinte și le-au repetat și s-au declarat botezați cu Duhul Sfânt. Au făcut un fals. Asta se vede în viața lor. Fură ca aia la alți, mint ca ceilalți, se poartă ca toți ceilalți. Pentru că este mult mai ușor să iei o manifestare a Duhului Sfânt, să o înveți, să o falsifici, și atunci lumea care de fapt se uită la manifestări, crede că și tu ai Duhul Sfânt ca și ceilalți. Și asta nu este adevărat deloc. Suntem fascinați de ambalaj, de modul în care vine Duhul Sfânt și atunci modul ăsta, ambalajul ăsta se poate falsifica foarte ușor. Oamenii devin preocupați de manifestări și nu de umplerea cu Duhul Sfânt. Devin preocupați de manifestări. Manifestările false sunt utilizate apoi pentru manipularea oamenilor. Vorbim în limbi, uneori în blanvon, de la microfon, în timpul predicilor, să creadă frații că noi suntem plini de Duhul Sfânt. Și frații, oh, ce cred asta? Și nu este adevărat deloc. We fake it. Și atunci lansăm un fals care produce alte falsuri. O minciună produce alte minciuni. N-ați auzit predicatorul, simt puterea Domnului aici, simt că Domnul este prezent. Okay? De cele mai multe ori fac chestia asta pentru că știu că oamenii se entuziasmează. Folosim manifestările false pentru a manipula audiența.
Și lucrul ăsta este extrem de răspândit în cercurile pentecostale și carismatice din vremea noastră. Acum o să intrăm într-un capitol un pic mai arid. O să discutăm puțin despre trezire, despre ungerea și manifestarea ungerii divine din timpul Marii Treziri din America în vremea lui Jonathan Edwards. Marea Trezire din America a fost între anii 1725 și 1760. În perioada aceasta, Jonathan Edwards a observat o serie de manifestări ale ungerii divine, cum ziceau oamenii, în timpul acelei treziri mari care a avut în America, care a avut loc în America, și el a scris o lucrare pe care a intitulat-o The Distinguishing Marks of the Works of the Holy Spirit. Semnele distinctive ale lucrării Duhului Sfânt. Și el spunea așa, și a înșiruit el în lucrarea lui 10 semne din acestea pe care el le-a văzut cu ochii în timpul marilor treziri spirituale. El a lansat o teză foarte interesantă. El spunea așa, manifestările acestea sunt neutre. Ele nu dovedesc nici că este Duhul Sfânt aici, dar nici că nu este. Deci nu putem să ne luăm după ele pentru ca să spunem că lucrarea aceasta este de la Domnul sau nu este de la Domnul. Nu putem dovedi bazându-ne pe aceste manifestări. Trebuie să ne bazăm pe rezultatele evenimentului, ce se întâmplă în viața oamenilor, schimbările care au loc și nu manifestările care sunt observate în timpul trezirilor la care participau sute de mii de oameni în vremea aceea. Primul lucru pe care el îl observă și îl menționează este neobișnuitul. Întotdeauna se întâmplau lucruri neobișnuite atunci când venea Duhul Sfânt peste mulțime, peste oameni. Emoții extraordinare, unele de frică, de părere de rău, dorință, dragoste, bucurie, urmau o convertire bruscă, transformări rapide, neobișnuite în viața oamenilor, emoții foarte puternice, flăcări de foc, nu? Vorbire în alte limbi. Acum, Jonathan Edwards era un cesaționist, nu credea în darurile Duhului Sfânt, de aceea el a evitat să vorbească despre vorbirea în alte limbi, dar se pare că a avut loc în timpul marilor treziri, înainte să înceapă Azusa Street. Încă de pe la 1700 oamenii au fost umpluți de Duhul Sfânt. Lucruri neobișnuite, neobișnuitul. Se întâmplă lucruri foarte ciudate. Oameni cad la pământ, unii se poartă bizar, unii sunt în convulsii. Nu trebuie, zicea Jonathan Edwards, să luăm altfel decât ceea ce este. Așa s-a întâmplat. Nu putem spune că Duhul Sfânt a făcut asta sau Duhul Rău a făcut asta. Pentru că nu ne putem baza pe această manifestare. Ne putem baza pe altceva, să vedem ce se întâmplă cu omul ăla după aia. Apoi, zicea el, în al doilea semn, el numea semne negative, efecte asupra corpului uman. Tremurat, gemete, plâns, căderi la pământ, convulsii. Am putea adăuga ceea ce se întâmplă la întâlnirile de Toronto Blessing, nu? Râs, isteric, căzutul pe jos, sunete de animale, răgete și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt efecte ale prezenței Duhului Sfânt, să zicem așa, a ungerii divine, asupra corpului nostru uman. Cum reacționăm noi? Modul în care noi reacționăm? Vedeți, nu toți oamenii sunt la fel. Sunt oameni care, de exemplu, sunt foarte liniștiți, foarte calmi, orice li se întâmplă nu reacționează. Alții reacționează și nu s-a întâmplat aproape nimic, nu-i așa? Țipă, strigă, fac o alarmă foarte mare. Să știți că și când se atinge Duhul Sfânt de cineva, noi reacționăm în funcție de personalitatea noastră, nu-i așa?
La alții nu se vede mare lucru, pentru că este un om care știe să-și controleze toate manifestările lui, dar alții scapă de sub control și se poartă foarte ciudat. Apoi, în al treilea rând, el menționa publicitatea. Mulți dintre dușmanii trezirilor din perioada aceea spunea așa: trezirile astea atrag enorm de multă lume. Oamenii dau năvala în număr foarte mare la aceste treziri spirituale. Precis este falsă, ziceau ei, pentru că fac prea mult zgomot. Unii acești oponenți ai trezirii spuneau că mișcarea aceasta și publicitatea în jurul acestei mișcări, acestei treziri, dovedește că ea este mai degrabă umană decât divină. Argumentul lui Edwards este însă foarte puternic și spune așa: ar trebui atunci să-i condamnăm pe apostoli care au stârnit foarte mult zgomot în jurul lor. Prezența lor a fost sursă de răscoale, ei au fost învinovățiți că întorc lumea pe dos. Nu-i așa? Dacă nu putem condamna o mișcare din pricina zarvei ce o stăpânește, atunci nu putem nici să spunem că ea este de la Dumnezeu, numai din pricina marii popularități. Oamenii se adună din motive foarte ciudate. Sunt unii păstori care pur și simplu sunt disperați că nu vine lumea la bisericile lor și atunci se apucă să facă lucruri trăznite. Și lumea vine să vadă lucrurile alea trăznite. Nu înseamnă că e de la Domnul asta. Imaginați-vă că în comunitatea noastră de aici de români dăm un anunț foarte, foarte mare că la Crăciunul următor o să avem 3 elefanți, nu? Duși la biserică, care să călărească pe ei în biserică cei 3 magi de la răsărit. Okay? Vă asigur că nu ne va ajunge spațiul de aici peste tot și poate a trebui să avem în fiecare seară să arătăm elefanții, că lumea ar veni să vadă elefanții. Vreți să spuneți că elefanții sunt de la Duhul Sfânt sau de la Domnul? Nu, de la zoo, de la grădina zoologică. Okay? Dar sunt oameni disperați care vor să atragă mulțimile și atunci apelează la lucruri populiste, la popularitate, la reclamă și adună oamenii. Nu înseamnă că acolo unde se duc oamenii e și Domnul prezent. Dar nici nu putem spune că Domnul nu e prezent acolo pentru că se adună prea multă lume. Înțelegeți ce spun? Nu ăsta este criteriul. Este popularitatea și ea un lucru neutru. Jonathan Edwards vorbește despre vedenii. Erau foarte frecvente în zilele acelea. Oamenii au vedenii, vise. Veneau la Jonathan Edwards cu visele, cu vedeniile lor. Am citit recent că o echipă de medici creștini nu puteau să predice Evanghelia în Egipt, pentru că este o lege, că n-ai voie să faci prozelitism. Dar ei se duceau să trateze oamenii bolnavi din satele din Egipt. Au făcut reclamă că în ziua respectivă o echipă de medici va veni să trateze pe bolnavi. Când au sosit, era o coadă uriașă de oameni care așteptau deja pe doctor. Doctorii erau speriați: mă, ce ne facem noi cu atâția bolnavi aici? Prima femeie care a intrat în sală, bineînțeles învelită toată, mi-a spus: doctor, eu nu sunt bolnavă, dar azi noapte am avut un vis. Mi s-a arătat Hristos în vis. Și eu știu că voi sunteți creștini. Vrei să-mi spui mai multe despre Hristos care mi s-a arătat azi noapte în vis? Ăștia au vorbit cu ea, i-au dat o Biblie. Următoarea femeie a avut și ea un vis. Și aproape toată coada aceea uriașă de oameni avusese un vis. Hristos se revela în vise, în vedenii la oamenii aceștia și veneau acum să capete lumină de la evangheliștii, de la doctorii care îi tratau. Vedeniile sunt grozave, spunea Jonathan, dar întotdeauna aveți grijă cum le interpretați.
Zice, s-ar putea să le dăm o interpretare greșită, să le acordăm semnificații profetice profunde și de fapt ele nu au, și să ne conducem viața după ele, și atunci urmează o nenorocire foarte mare. În al cincilea rând, erau acuzați cei care participau la trezirile spirituale că puterea exemplului personal e așa de mare. Când cineva se convertea, era umplut cu Duhul Sfânt, ăsta era molipsitor, mai ducea și pe alții și îi aducea la Evanghelie. Un convertit aducea alți la convertire. Un om plin de Duhul Sfânt se ducea și ducea și pe alții să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Și atunci oponenții Marii Treziri spuneau așa, ăsta este efort propagandistic, nu? Al vostru, este mai degrabă în origine umană, de origine umană această trezire, această lucrare de la om la om, decât de la Dumnezeu. Edwards citează răspândirea creștinismului din vremea apostolilor, unde textul biblic spune foarte clar, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, spunea Pavel în 1 Tesaloniceni 1, versetul 7 și 8. Creștinismul s-a răspândit prin exemplu personal. Nu este nimic ciudat în asta, nu este nimic neobișnuit. Când cineva s-a întors la Domnul, are misiunea să spună altora. Să nu este un lucru negativ. Apoi, el menționează în al șaselea rând absurditățile trezirii, așa le numește el. O serie de imprudențe și de neregularități, nu? Acelora care conduceau trezirile din vremea aceea. Erau și atunci oameni zvăpăiați, dacă vreți, loose cannons, este termenul în limba engleză, nu? Oameni care n-aveau nicio direcție, nu? Și s-au făcut vinovați, spunea Edwards, de mari imprudențe. Au făcut afirmații care nu erau adevărate, nu? Au invitat lumea la practici care erau nebiblice și ciudate și neobișnuite. Impresii subiective, sentimente, convingeri, vedenii, voci, vise, prorocii, râsul sfânt, căzutul pe jos, găselnițe din astea, cum le spunea un prieten de-a meu, carismatice, care fac să vină lumea, nu? Eu cred că frații din orașul ăsta, dacă ar auzi că la Agape pică lumea pe jos aici și râde de... nu mai poate, ar da buluc să vadă ce se întâmplă cu noi, nu-i așa? Am crește până când râdem, că după ce nu mai râde, nu mai vin, nu? Trebuie să ții pe oameni cu momeala cu care ai adus. Dar o serie de lideri carismatici și pe vremea aceea și astăzi nu recurg la asemenea imprudențe sau neregularități ca să atragă lumea, să facă lumea curioasă. Edward spune că astea au desfigurat în fața publicului fața curată a trezirii și au făcut ca trezirea să fie respinsă de oamenii cu minți și de oamenii sănătoși la minte, nu-i așa? Apoi el menționează erori și înșelătorii. Știți că întotdeauna când are loc o trezire, se trezește și diavolul? Și el se trezește, poate printre primii. Este imediat se amestecă în trezirea respectivă. Sunt unii teologi care spun că o trezire autentică nu este mai mult de 2 săptămâni. După 2 săptămâni încep falsurile. Încep șmecheriile, încep înșelătoriile diavolului. O serie de oameni încep să imite ceea ce au experimentat ceilalți și atunci se amestecă diavolul și produce înșelătorii foarte multe. Și un ultim argument, spunea el, căderea din credință a multor convertiți, a unor convertiți. Ce se întâmplă întotdeauna, criticii unei treziri spirituale spun, bă, dar unde sunt mulțimile alea mari, nu? După evangelizarea lui Billy Graham, dar unde sunt convertiți ăia care au ieșit în față?
Nu toți răbân. Sunt oameni care cad din credință. Dar asta nu înseamnă că o să cadă toți. Asta nu înseamnă că n-a fost de la Domnul trezirea respectivă. Semnele acestea le-a văzut Edwards în timpul trezirilor spirituale. Când venea ungerea Domnului, el a văzut aceste manifestări ale ungerii divine. Vreau să încheiem cu ultimul capitol, falsificarea ungerii divine. Cum să ne ferim de falsuri? Cum să ne ferim de falsuri? Și am câteva sfaturi foarte practice pentru dumneavoastră și pentru mine în dimineața aceasta. Primul este acesta, nu divinizați oamenii. Nu divinizați oamenii, indiferent cât de mare evanghelist, cât de mare predicator, cât de mare proroc, cât de mare vindecător este el. Unul singur e divin, este Domnul, și el nu își împarte slava și gloria cu nimeni. Nu divinizați oamenii, nu îi zeificați. Nu știu de ce avem noi slăbiciunea asta, dar dacă vine un proroc undeva, ne ducem buluc acolo. Dacă am anunțat că la noi la biserică ar veni cineva care face vindecări, face minuni, ai, Doamne, ce-ar fi aici? Suntem atrași de oameni care promit minuni și lucruri ieșite din comun. Și divinizăm. Păi dacă fratele ăsta, care e proroc, care a făcut așa multe, zice asta, atunci 100% așa e. Unii așa de mult îi divinizăm că devin prorocii noștri. Le trimitem cu $100, le dăm telefon când trebuie să cumpărăm o casă sau nu. Și ne conduc viața altcineva prin telefon, nu știu de pe unde. Iertați-mă că vă spun asta. Dar mulți dintre ăștia i-am nenorocit noi pentru că i-am divinizat și nu erau oameni obișnuiți ca și noi. Le-am dat bani și i-am corupt. I-am cumpărat și au vândut sufletul și am ajuns non-profit organization pentru că am omorât prorocii corupându-i. Am tăiat porcul și le-am dus porcul tăia gata acasă. Ok? Ca să ne spună ceva de bine. Iertați-mă, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu divinizați oamenii. Oamenii sunt muritori ca și noi. Toate erorile noastre în viață încep în ziua în care credem că cineva este mai... Numai el are direct firul cu Domnul. Tu l-ai la fel de direct și tu. Încearcă-l. Este o carte care mi-a schimbat modul de a gândi. Știți care era titlul? Aceste cărți. Dumnezeu nu mi-a zis să vă zic asta. Asta era titlul. Okay? Titlul unei cărți. Pentru că foarte mult, cu mare ușurință punem pe seama Domnului toate lucrurile. Nu? Poezii primite de la Domnul, cântări primite de la Domnul. Domnul mi-a zis, wow! Și atunci, dacă e de la Domnul, sigur că da. Ne ducem pentru că numai El are direct la Domnul firul, nu? Noi suntem foarte păcătoși și atunci îl divinizăm pe omul respectiv. Sfatul practic numărul 2. Nu pune ungerea divină mai presus de caracterul omului. Nu pune darul acela care el îl are mai presus de caracter. Uită-te la caracter, nu la dar. Noi suntem fascinați de dar. Așa. În comunitatea românească din America, prin anii 85, când am venit eu, era extrem de primit peste tot un iordanian. Nu vreau să dau numele aici. Dar ne fascinase pe toată lumea. Cum se roagă, cum prorocește, cum predică, cât postește el. Toată lumea știam că ăsta e un sfânt al lui Dumnezeu. A umblat prin toate bisericile românești din America. Pe lângă faptul că a adunat foarte mulți bani de pe români,
În fiecare biserică era una sau două surori violate de asta. Okay? Până când cineva a avut curajul să se ridice în picioare și să spună o femeie la demascat, și atunci ne-am dus și ne-am dus la New York vreo 7-8 păstori români, l-am chemat și i-am spus, dacă mai pune piciorul în vreo biserică românească, chemăm FBI-ul și îl terminăm. Dar așa am reușit să scăpăm de acest predator divinizat, ok? Și ungerea lui era mai grozavă decât caracterul. Okay? Uitați-vă la roade, la caracter, nu la daruri. Manifestările astea se pot falsifica și sunt unii artiști în falsuri. Nu alerga după senzațional. Nu alerga după senzațional. Dar noi românii știm bine proverbul acela, nu? La pomul lăudat să te duci cum? Cu sacul spart. Că n-ai nimic ce pune în el. Oricum, n-ai ce să iei de acolo. Dar noi când auzim de ceva faimos, senzațional, imediat ne ducem. 4. Practică discernământul spiritual. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea darul deosebirii duhurilor. Roagă-te să-ți lumineze Dumnezeu mintea. Să nu te ducă în eroare nimeni, să nu te păcălească nimeni. Doamne, așa mulți înșelători sunt astăzi. Țin minte, a fost odată cineva la biserică și mi-a spus, frate, zice, au fost îngerii Domnului, nu i-ai văzut? Nu, eu nu. Zice, au fost efectiv așa un stol mare de îngeri aici. Zice, uite-te pe carpetul de la biserică să vezi că a rămas praf de aur de pe aripile îngerilor la biserică. Era să-mi cumpăr un aspirator special, să mă îmbogățesc cumva. Nu era nimic. Da, oamenii aceștia așa de convingători sunt, așa de ușor spun lucruri mari de tot, că tu, săracul de tine, nu, care n-ai stat în compania îngerilor, te simți absolut handicapat. Te simți pe nicăieri, nu? Ăștia văd îngeri și tu nu vezi. Ai o problemă. Dacă ție nu ți arată Domnul, înseamnă că ești păcătos de-a binele. Cere discernământ spiritual din partea lui Dumnezeu. Practică și cere responsabilitate, dare de seamă, accountability la oamenii din jurul tău și ție personal. Nu imita niciodată manifestările ungerii divine. Ferește-te ca de foc. Unul dintre păcatele grave, mari, este ăsta, să îi păcălești pe celălalt cu ce ungere special ai tu. Nu? Frate, dar se înflăcărează biserica. Sigur, batem din palme așa ca o pârâitoare de aia de spăriat ciori, să creadă toți frații că a venit Duhul Sfânt peste noi. Dar nu mai spune. Gândiți-vă la falsurile astea. Nu le faceți niciodată pentru nimic în lume. Nu le imitați. Nu te lăsa manipulat și nu manipula pe nimeni cu manifestările false. Nu te lăsa manipulat. V-am povestit data trecută cum se strădea unul să mă pună și pe mine la pământ. Mi-a dat una în frunte că am avut o vânătaie după aia. N-am picat, domnule. Ba, unul s-a pus așa în patru labe în spatele meu să mă răstoarne cumva. Nimic. Toți românii erau în picioare și americanii erau pe jos. În sfârșit stăteam și noi românii sus. Pentru că nu ne lăsam manipulați de cineva care așa înțelegea că este lucrarea Duhului Sfânt să te pună pe jos. Și ultimul, verifică biblic tot ceea ce vezi și auzi. Și acest e bun. Asta este ultimul sfat. În concluzie, câteva lucruri.
Încă o dată, Duhul Sfânt este un imperativ pentru creștinul de astăzi. Nu te apuca să faci nimica pentru Domnul până nu vei fi umplut de El. 2. Duhul Sfânt este suveran. El este însoțit de semnele pe care le hotărăște El. Fii de acord cu tot ce este El de acord. 2. Nu trebuie să fim fascinați de manifestările care sunt neutre. Nu te lăsa fascinat de ambalaj. Marfa e importantă, nu ambalajul. Ce e înăuntru? Duhul Sfânt e important. Nu cum se manifestă El. 4. Nu respinge darul din pricina ambalajului. Dacă nu am să am niște limbi de foc și peste mine, cum au avut apostolii, atunci eu nu sunt botezat de Domnul. Numai atunci, dacă îmi dă și mie o limbă de foc de aia deasupra. Nu pune condiții de genul ăsta. Și ultimul, nu fi preocupat de acest ambalaj. Ultima, deci verifică totul și ia tot ce este bun. Și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și să cerem ca Domnul să ne dea discernământ spiritual, să ne dea harul Lui și să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, stăm înaintea Ta.